Utilizarea aerului condiționat în mașină este esențială, mai ales în zilele toride de vară. Cu toate acestea, mulți șoferi nu sunt conștienți de impactul negativ pe care îl poate avea folosirea aerului condiționat atunci când motorul mașinii este oprit. Este important să înțelegem de ce această practică poate fi dăunătoare atât pentru vehicul, cât și pentru siguranța șoferului și a pasagerilor. Unul dintre cele mai evidente efecte negative ale utilizării aerului condiționat cu motorul oprit este epuizarea rapidă a bateriei. Sistemul de aer condiționat necesită o cantitate considerabilă de energie pentru a funcționa, iar bateria mașinii este principalul furnizor de energie atunci când motorul este oprit. Utilizarea repetată a aerului condiționat în aceste condiții poate duce la descărcarea completă a bateriei, lăsându-vă în imposibilitatea de a porni motorul ulterior. Folosind în mod constant fără motorul pornit, aerul condiționat pune o presiune suplimentară pe componentele electrice ale vehiculului. Aceasta poate duce la uzura prematură a acestor componente, ceea ce poate duce la necesitatea unor reparații costisitoare. Sistemul electric al mașinii este proiectat să funcționeze optim atunci când motorul este pornit, asigurând o distribuție echilibrată a energiei. Utilizarea aerului condiționat într-o mașină oprită poate duce la acumularea de dioxid de carbon în interiorul vehiculului. Când mașina este închisă și aerul condiționat funcționează, nu există o ventilație adecvată, ceea ce poate duce la scăderea nivelului de oxigen și la creșterea concentrației de dioxid de carbon. Aceasta poate provoca simptome precum amețeli, dureri de cap și, în cazuri extreme, pierderea cunoștinței. Mulți șoferi cred că folosirea aerului condiționat cu motorul oprit economisește combustibil. De fapt, aceasta este o idee greșită. Consumul de combustibil pentru pornirea mașinii după ce bateria a fost descărcată și reparațiile necesare pentru componentele electrice uzate pot fi mult mai costisitoare decât economia de combustibil pe termen scurt, relatează click.ro.